Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Starea ta de spirit e influențată în mod direct de corpul tău, deci dacă ai un corp curat atât pe exterior cât și pe interior, vei avea și o minte curată. De aceea e important să respecti regulile de igienă. Astăzi vom vorbi despre 7 reguli de igienă pe care le încalci zilnic și cum îți afectează nerespectarea lor viața într-un mod negativ. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima regulă de igienă pe care o încalci este că nu te speli pe dinți dimineața și seara. Noaptea, în timp ce tu dormi, corpul tău o ia puțin mai ușor, se relaxează și astfel scade secreția de salivă, principalul protector împotriva bacteriilor din gură. Saliva este principalul protector împotriva bacteriilor și bacteriile adoră resturile de mâncare rămase pe suprafața dinților sau între ei. De aceea e important să te speli seara înainte de culcare pe dinți pentru a elimina resturile de mâncare, dar și dimineața înainte sau după ce mănânci micul dejun. De asemenea, spală-te pe dinți 2 minute, ăsta este timpul recomandat de specialiști, și schimbă periuța sau capul de perie dacă este electrică o dată pe lună. A doua regulă de igienă pe care o încalci este că porți o pereche de chiloți sau de ciorapi mai mult de o zi. Pe lângă faptul că emană un miros neplăcut atât pentru tine, cât și pentru cei din jur, dacă porți chiloți sau ciorapi mai mult de o zi, o să apară în curând și mâncărimea și nu cred că e o imagine prea bună pentru tine când te scarpini jos la băieți în public. Poate iarna, să zicem că poți să porți aceeași pereche de chiloți sau de ciorapi timp de 2 zile, dar dacă este vară și e foarte cald, trebuie să ai o pereche pentru fiecare zi a săptămânii. A treia regulă de igienă pe care o încalci zilnic este că nu folosești șervețele umede atunci când mergi la toaletă. Hârtia igienică este pur și simplu o hârtie uscată și nici nu conține substanțe antibacteriene. Pur și simplu întinzi materiile fecale și nu cureți în totalitate zona aceea oricât de mult ai șterge. Acum, cea mai bună soluție ar fi un bideu, dar nu toată lumea are, eu nu am și majoritatea oamenilor nu au așa ceva și următoarea cea mai bună soluție după asta ar fi șervețelele umede. Șervețelele umede care nu conțin alcool, adică nu irită pielea din acea zonă, curăță mult mai bine decât o hârtie igienică. De aceea este o idee foarte bună să folosești și șervețele umede după ce ai folosit hârtia igienică ca să nu apară mâncărimi în zona aceea, pentru că, din nou, nu e o imagine bună pentru tine dacă te scarpini acolo în public. A patra regulă pe care o încalci zilnic este că nu folosești un antiperspirant. Antiperspirantul ajută la reducerea transpirației cât și a mirosului neplăcut și la apariția acelor pete galbene de pe haine. Dar nu are mare efect dacă nu te speli la sub braț înainte să îl aplici. Deci în fiecare dimineață după ce te trezești, du-te la baie și spală-te cu apă și săpun și abia apoi folosește. A cincea regulă de igienă pe care o încalci zilnic este că nu îți ștergi telefonul după ce vii de afară cu un șervețel umed sau cu vată și spirit. Telefonul, fără îndoială, este lucrul pe care îl atingi cel mai des într-o zi și nu vrei să știi câte bacterii se află pe suprafața lui. Bacterii pe care le duci mai apoi pe față, în ochi sau chiar în gură. De aceea e foarte important să îți curezi des lucrurile pe care le folosești des, precum telefonul, portofelul sau chiar tastatura de la calculator. Dacă nu mă crezi pe cuvânt, du-te chiar acum la calculatorul tău și întoarce tastatura cu susul în jos și o să vezi ce cade de acolo. Aceasta regulă de igienă pe care o încalci zilnic este că nu îți aerisești camera după ce te trezești. Dacă nu îți aerisești camera în fiecare zi de dimineață, monoxidul de carbon, praful și chiar umiditatea pot duce la stări de oboseală, dureri de cap sau alergii. Pentru o bună funcționare a creierului și pentru evitarea stării de oboseală, îți trebuie aer curat, aer cât se poate de nou și de aceea trebuie să îți aerisești camera în fiecare zi. Și în final, a șaptea regulă de igienă pe care o încalci zilnic este că nu îți speli fructele și legumele înainte să le mănânci. Motivul pentru care trebuie să speli fructele înainte să le mănânci este că pe suprafața lor se află bacterii provenite de pe mâinile celor care le-au cules sau e posibil să fi căzut pe pământ înainte să fie adunate. Chiar și fructele cu coajă, precum bananele și portocalele, trebuie spălate înainte pentru că acestea au fost tratate cu substanțe chimice, iar după ce le decojești, o ai acele substanțe chimice pe mână, pui mâna pe miez și apoi îl bagi în gură, cu substanțe cu tot. Așadar, spală fructele și legumele înainte să le mănânci și spală-te pe mâini înainte să mănânci orice. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edadvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edadvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!